Multă lume care ascultă muzica mea crede că eu preiau, spre exemplu, teme folclorice pe care le repun și... Asta e prima senzație. Asta e prima senzație, exact. În realitate nu este așa, pentru că eu le scriu. Adică, având foarte mult în mine povestea asta cu folclorul, crescând în casă, mi este foarte natural să scriu lucruri de genul ăsta. După momentul Eurovision, am hotărât că nu mai vreau să mai merg în competiții, că am dovedit ce trebuia să dovedesc. În primul rând mi-am demonstrat mie, sunt ok, pot să scriu muzică. Am început să cânt cu taică-mea la 15 ani, la nunți. A fost o școală foarte, foarte grea pentru mine, dar care acum am prinde foarte bine. În provincie omul este foarte din topor, trebuie să știi cam tot ce-ți cere. Am mai învățat o chestie foarte interesantă în anii de cântat cu tatăl meu, psihologia oamenilor. Adică eu, spre exemplu, acum mă uit la om, reușesc să fac chestia asta și îmi dau seama cam ce ar asculta omul ăla și ce aș putea să-i cânt eu ca să-l ating. Noi stăteam aproape în fiecare zi. Când nu cântam, eram acasă cu taică-mea și învățam piese. Cel mai mult